Consiliul Județean Neamț a semnat marți 27 martie 5 acorduri de înfrățire cu raioanele Telenești, Ungheni, Criuleni, Dondușeni și Anenii Noi din Republica Moldova. Ceremonia a avut loc la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț. Discuțiile purtate între oficialii județului Neamț și musafirii din Republica Moldova au întărit relațiile de frăție. Între Consiliul Județean Neamț și cele 5 raioane din Republica Moldova s-au semnat acorduri de cooperare. Președintele CJ Neamț, Ionel Arsene, a precizat că a fost un moment special pentru că, iată, momentul aniversării a 100 de ani de la unirea României Mari cu Basarabia ne-a prins împreună, asemeni fraților într-o familie. Încărcătura evenimentului istoric de acum 100 de ani, prin realizarea unirii Basarabiei cu România Mare, se resimte puternic astăzi la Piatra Neamț în sufletele noastre. Am fost și vom rămâne frați, indiferent de cum sunt desenate granițele, și îmi doresc ca prin întâlnirea noastră de astăzi să reconfirmăm acest fapt și să-l întărim prin acordurile pe care le vom semna, dar și prin țelurile comune pe care ni le vom stabili împreună în folosul nemțenilor și al fraților de peste Prut. Județul Neamț găzduiește în aceste zile în cinstea Marii Uniri, nenumărate evenimente care marchează istoria noastră comună. Se unesc școlile, se înfrățesc orașele și comunele, se găzduiesc în casele noastre copiii familiilor de peste Prut. Consiliul Județean Neamț și Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare au celebrat evenimentul istoric printr-un spectacol folcloric de mare anvergură, Un veac al României Mari.